Ezechiel, capitolul 1, pagina 803. Profetul se află în exil și Iosua ne provoca ieri să ne folosim imaginația. Știți, este interesant că și imaginația este sub căderea aceasta a păcatului și afectată de păcat, dar așa cum ne folosim rațiunea, cred că Dumnezeu ne cheamă să ne folosim și imaginația și nu vă invit la un exercițiu mistic neapărat, dar dacă este destul de dificil să ne imaginăm Isaia 6, va fi aproape imposibil să ne imaginăm Ezechiel capitolul 1. Și o să vedeți de ce. Dar totuși vă invit să faceți exercițiul acesta. Profetul se află în exil și ne spune versetul 1 că se afla la râul Chebar și are parte de o viziune dumnezească. Acum, ce interesant este că vedenia aceasta a lui Ezechiel este descrisă, urmează descrierea aceasta și descrierea merge dinspre margini către centrul viziunii, dinspre detalii către esența acestei viziuni. Și citim în versetul 3 că a venit cuvântul lui Dumnezeu la Ezechiel, iar în versetul 4 descoperim că el vede acolo niște făpturi vii, heruvimii. Apoi următoarele versete, 4 la 14, le descrie chipurile, le descrie aripile, le descrie mișcarea, cât de glorioase sunt făpturile acestea. Pe semne că văzând astfel de făpturi extraordinare, Ezechiel este înspăimântat. Dar a căzut Ezechiel la pământ? Nu. Rămâne în picioare. Continuă descrierea acestei vedenii și ochii lui se îndreaptă acum către un car glorios, maestos. Atât de maestos, atât de impunător este carul acesta pe care îl vede. Profetul se uită la el. Îl analizează cu atenție, îl descrie cu atenție. Cade Ezechiel la pământ? Nu. Este încă în picioare. Rezistă profetul. După ce a contemplat periferia acestei viziuni glorioase, ochii lui acum alunecă către centru, către ceea ce este esențial acestei viziuni. Și vă rog să ne uităm la aceste versete pe care o să le citesc încet și aș vrea să ne imaginăm lucrul acesta. Versetul 26. 27. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, înăuntru căreia era omul acesta și care strălucea de jur împrejur, de la chipul rărunchilor până sus și de la chipul rărunchilor lui până jos. Am văzut ca un fel de foc și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare, ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie. Așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Și fiți atenți, când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. El mi-a zis: Fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. Cum mi-a intrat aceste cuvinte, a intrat un duh în mine și m-a făcut să stau în picioare și am ascultat la cel ce vorbea. Amin. Vreau să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne,
Dumnezeule Sfânt, în fața cărora, în fața căruia chiar și duhurile cad în leșin. Tu care, Doamne, ești înconjurat cu o lumină atât de orbitoare. Glorios în splendoarea ta. Tu care ești foc mistuitor. În mila și îndurarea ta, Doamne, pe care ne oferi doar în Domnul Iisus Hristos. Venim și noi înaintea ta. Doamne, ca niște păcătoși stăm în fața ta și știm că, așa cum am cântat, numai harul pe care îl avem în sângele mielului ne oferă favoarea aceasta. Iată, Doamne, că noi am cutezat să ne apropiem și să contemplăm sfințenia ta absolută. Iată, Doamne, că noi am cutezat să ne deschidem gura și să vorbim în cuvinte ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Doamne, îți mărturisesc că tremură inima în mine când îmi deschid buzele acestea de carne. Doamne, cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Cine afară de Fiul Tău? De aceea, Doamne, îți cerem prin El harul acesta al iertării, al sfințirii. Doamne, să ne pui într-o stare adecvată atât pentru vorbire cât și pentru ascultare. Și, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu, acela care dai cuvânt pentru inimi, te rugăm astăzi să dai și inimi pentru cuvântul Tău. Fă-ți lucrarea, Doamne, pentru gloria Ta, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Și mă bucur că putem să petrecem timp în cuvântul lui Dumnezeu. Știu că deja mesajele aduse de Iosua ieri și de Luci au făcut lucrul acesta, și anume au zidit spiritual inimile noastre și sufletele noastre, și sunt convins că ceea ce va urma, artileria grea, Andrei Croitoru, ne va aduce totodată cuvânt pentru sufletele noastre, așa că ne bucurăm în dimineața aceasta de zidire spirituală în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul acesta al lui Dumnezeu, Dumnezeul acesta pe care Biblia ebraică îl numește El Hakadosh, adică Cel Preasfânt. Aș vrea să vă fac cunoștință cu doi colegi de-ai mei de seminar. În 1917, Rudolf Otto, teolog și filozof german, a publicat cartea care este tradusă în limba română la editura Humanitas, cartea aceasta care se titulează pe scurt Sacrul, are un titlu kilometric, dar Sacrul atâta trebuie să reținem, și cartea asta este de fapt un studiu științific al ideii religioase a sfințeniei. Ascultați, studiu științific al ideii religioase a sfințeniei. Și ce este interesant este că autorul a observat că este caracteristic fenomenului religios ca oamenii să aibă o trăire extrem de profundă atunci când experimentează numinosul, spunea el, sau când are experiența aceasta a sacrului. În mod special, spunea el foarte interesant că este în evidență faptul că omul religios, înaintea misterului acesta, trăiește un amestec de emoții, un amestec de sentimente, un amestec de fascinație și în același timp teamă. Și autorul a surprins principiul acesta al sacrului sub o celebră zicere în limba latină: Mysterium tremendum et fascinans. Cu alte cuvinte, misterul care este cutremurător și fascinant în același timp. Și deopotrivă, dragii mei, Dumnezeul Preasfânt, înaintea căruia ne închinăm noi, este tot ce poate fi mai fermecător și teribil în același timp. Tot ce poate fi mai captivant pentru suflet și îngrozitor în același timp. De fapt, când mă gândesc la acest ultim aspect, faptul că Dumnezeu este înfiorător pentru sufletele noastre, îmi vine în minte reformatorul german Martin Luther. Dacă ați citit cumva ceva despre viața lui, trebuie să știți că înainte de a deveni reformat, protestant, acest om era realmente înspăimântat de Dumnezeu, îngrozit de Dumnezeu.
Acest călugăr catolic ajunsese realmente să îl dispere pe acela care era duhovnicul lui. Era atât de îngrozit când mergea la duhovnic ca nu cumva să uite unul dintre păcate, de aceea când se prezenta duhovnicului venea cu liste interminabile de păcate ca nu cumva să omită vreunul pentru care să nu primească iertarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, omul acesta, citim despre el, că practica toate formele posibile catolice de căpătare a iertării. Nu doar că era zilnic nelipsit de la spovedanie, dar în același timp făcea o grămadă de alte lucruri. Spre exemplu, unul dintre lucrurile pe care le-a făcut a fost să meargă la Scala Sancta. Spun ei că au adus, spuneau catolicii în vremea aceea, că au adus acele trepte de la Ierusalim pe care a stat Pilat împreună cu Iisus Hristos când el a fost judecat, le-au adus la Vatican și pentru că erau sfinte, aduceau iertare de păcate, iar omul acesta, călugărul Martin Luther, petrecea timp urcând în genunchi treptele acestea de la Scala Sancta. Petrecea zile de post și rugăciune până când îl găseau de multe ori leșinat la el în cămăruță, în chilia aceea. Și cu toate astea, cu toate eforturile acestea, nu reușea să se elibereze de apăsarea aceasta a unei conștiințe vinovate, a unei conștiente condamnare sub care se afla. Dumnezeul acesta sfânt, Dumnezeul acesta drept, nu doar că îl fascina, dar îl îngrozea în același timp. Asta până când în ziua în care a descoperit pentru sine și de fapt a redescoperit pentru lumea întreagă ceea ce Evanghelia încă de la început a spus. Faptul că acest Dumnezeu sfânt, El singur, îl mântuiește pe păcătos. Îl justifică și îl sfințește. Și o să vă citez cum a descris el acest moment copleșitor în care a redescoperit adevărul acesta. Citez. În momentul acela m-am simțit ca născut din nou. De parcă aș fi pătruns prin porțile deschise ale paradisului însuși. Acolo mi s-a descoperit o față cu totul nouă a întregii scripturi. Imediat după aceea am parcurs scriptura din memorie. De asemenea, am descoperit o analogie și în alți termeni, cum ar fi lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, adică ceea ce face El în noi. Și spun lucrul ăsta pentru că din ce în ce mai mult astăzi trebuie să subliniem și să spunem apăsat lucrul ăsta. Evanghelia, dragii mei, nu începe cu dragostea lui Dumnezeu. Evanghelia nu începe cu vestea cea bună, ci Evanghelia începe cu vestea cea rea. Evanghelia începe cu sfințenia lui Dumnezeu. Poți să dai mai departe, te rog, slide-ul, mulțumesc. Evanghelia începe cu sfințenia lui Dumnezeu, pentru că, dragii mei, sfințenia alături de dreptatea, de dragostea și de credincioșia lui Dumnezeu este unul dintre cele patru atribute cardinale ale Evangheliei. Sfințenia lui Dumnezeu este cea care stabilește faptul că omul este incompatibil cu Creatorul său. Dreptatea este sfințenia lui Dumnezeu activă prin care suntem condamnați pentru starea noastră de păcat. Da, dragostea este cea care se manifestă prin harul pe care ni-l oferă în Iisus Hristos. Iar credincioșia lui Dumnezeu ne spune că oricine vine la El prin credință este primit de Dumnezeu. Dar Evanghelia începe cu sfințenia. Și dacă așa stau lucrurile, atunci mântuirea aceasta pe care Dumnezeu ne-o pregătește trebuie că îl face pe om compatibil cu propria persoană a lui Dumnezeu, cu propria lui sfințenie. Dacă există o lucrare de mântuire și dacă sfințenia, în lumina sfințeniei, ne spune Evanghelia că descoperim păcătoșenia noastră, atunci pe semne că mântuirea aceasta înseamnă că Dumnezeu trebuie să facă ceva ca să ne facă compatibili cu El. Și vorbim, când spunem asta, vorbim despre sfințirea păcătosului. De aceea, în dimineața asta, ne vom uita la primul dintre cele două mesaje pe care le am cu privire la sfințirea omului, ne vom uita la sfințirea păcătosului, pentru că ce este îndreptățirea credinciosului
în relație cu dreptatea lui Dumnezeu este sfințirea credinciosului în relație cu sfințenia lui Dumnezeu. Ce este îndreptățirea credinciosului în relație cu dreptatea lui Dumnezeu este sfințirea credinciosului în relație cu sfințenia lui Dumnezeu. Ce înseamnă totuși sfințenie și sfințirea păcătosului? Aceasta se produce în trei etape. Prima dintre etape o numim sfințirea inițială. Despre aceasta voi vorbi astăzi. Cea de-a doua, o altă etapă este sfințirea finală sau sfințirea escatologică, momentul acela în care vom ajunge înaintea tronului lui Dumnezeu și într-un mod perfect vom fi desăvârșiți pentru a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar între cele două, între sfințirea inițială și sfințirea escatologică sau finală, vorbim despre sfințirea practică. Cu privire la sfințirea practică, a doua sesiune o voi destina acestui subiect. Dar astăzi ne uităm la sfințirea inițială pentru a descoperi faptul că singurul care ne poate sfinți este Dumnezeu. Și sunt trei lucruri pe care vreau să le subliniez dimineața asta, pentru că încă este dimineață, și anume că în ce privește sfințirea inițială, sunt trei lucruri care ar trebui aduse înainte. Cadrul ei, valoarea ei și efectul ei. Cadrul sfințirii inițiale, pentru că are loc într-un anumit spațiu, într-un anumit cadru. Valoarea ei, pentru că ne spune ce fel de sfințire este aceasta. Și efectul ei, cu alte cuvinte, ce urmează când am primit o astfel de sfințire. Așadar, cadrul sfințirii inițiale. Sfințirea inițială, în termenii teologiei, mai poartă numele și de sfințire pozițională, pentru că, de fapt, sfințirea aceasta explică cadrul în care ea are loc. Adică, păcătosul acesta, credinciosul, este sfințit, ne spune Scriptura, în Iisus Hristos. În Iisus Hristos. În momentul în care harul lui Dumnezeu, lucrarea harului Dumnezeu, îl poziționează în Hristos, el este sfințit. Iată câteva texte biblice care mărturisesc despre cadrul sfințirii inițiale, și anume sfințirea pozițională. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, apostolul Pavel scrie acestei biserici în adresare, când vorbește despre destinatarii epistolei acesteia, îi numește așa, către biserica lui Dumnezeu care e în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Iisus Hristos, chemați să fie sfinți. Sfințiți în Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Hristos a fost făcut pentru noi sfințire. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 11. Ați fost sfințiți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Efeseni, capitolul 5, versetele 25-26. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Ioan, capitolul 17, versetul 19. Observați un lucru foarte interesant pe care spune Domnul Iisus Hristos aici, este că sfințirea credinciosului este posibilă datorită propriei sale sfințenii. Eu însumi mă sfințesc pentru ei, spune Domnul Iisus Hristos, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Lista poate continua, dar cred că versetele astea sunt arhi-suficiente. Dragii mei, sfințirea inițială are loc în momentul în care prin credință, păcătosul este transferat din sfera păcatului în care a trăit și este așezat, poziționat în Iisus Hristos. În Hristos, el este de sub condamnarea aceasta lui Dumnezeu. În Hristos, el este de sub justiția aceasta a lui Dumnezeu, pentru că îi se aplică ceea ce numim ispășirea păcatelor. Această ispășire care a fost procurată de Hristos la cruce pentru sfințirea credinciosului. Acolo, dragii mei, în Hristos, focul a ars și acolo unde focul a ars odată nu va mai arde a doua oară. În trecut,
au descoperit caravanele care colindau prăierile americane principiul acesta. Vedeți, ce se întâmpla este că foarte des mulți dintre ei piereau în incendiile de vegetație din prăierile acestea, pentru că această combinație de uscăciune și căldură toridă făcea ca deseori prăieria să ia foc și vântul accelera declanșarea incendiului. Multe caravane nu reușeau să scape din calea vâlvătaiei care venea spre ei și erau cuprinse în aceste incendii și mulți mureau. Foarte repede, oamenii au aflat secretul salvării lor. Au aflat că acolo unde focul arde odată, nu va mai arde a doua oară. Așa că atunci când vedeau fumul de la depărtare și simțeau mirosul acela de ars că vine înspre ei adus de vântul puternic, ce făceau era că au prideau o torță și ardeau în jurul caravanei, ardeau un perimetru din prăieria aceasta și luau întreaga caravană și o puneau în perimetrul acesta ars, pentru că atunci când venea incendiul de vegetație, ocolea zona aceea care fusese deja arsă. Ei au descoperit secretul acesta, că acolo unde focul a ars odată, nu va mai arde a doua oară. Sfințenia pozițională, sfințenia aceasta inițială, cadrul ei este Hristos, pentru că în Hristos focul a ars odată și cine este în Hristos, focul nu va mai arde a doua oară acolo. Spunea Isaia la un moment dat și se mira, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Care dintre noi? Care dintre oameni? Nimeni nu poate sta în fața Lui, nimeni nu poate fugi din calea Lui. Scriptura ne spune că El este un foc mistuitor care vine. Și singurul mod în care putem să scăpăm de groaza sfințeniei Lui Dumnezeu, de acest tremendum, de acest Dumnezeu care ne înspăimântă în sfințenia Lui, este cadrul acesta în care focul a ars odată și nu va mai arde a doua oară. Este cadrul în care Dumnezeu a pedepsit deja păcatul. Cadrul în care Dumnezeu a satisfăcut deja cerințele sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu. În Hristos, focul a ars odată și nu va mai arde a doua oară. Sfințirea inițială, descoperim despre ea că se petrece în Hristos. Acesta este cadrul sfințirii inițiale. Mergem mai departe un pic și ne uităm și la valoarea sfințirii, pentru că valoarea sfințirii constă în faptul că această sfințire pe care o avem în Hristos este absolută. În termenii teologiei reformate, această sfințire se numește și sfințire definitivă. Prin asta se înțelege faptul că nu poți fi vreodată mai sfânt decât te-a făcut Dumnezeu în Iisus Hristos și prin jertfa Lui. Nu poți fi niciodată mai sfânt decât te-a făcut Dumnezeu în Hristos prin jertfa Lui. Ascultați, în Evrei capitolul 10, versetul 10 citim lucrul următor. Prin această voie am fost noi sfințiți și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Propoziția asta are o altă propoziție incidentă acolo și dacă îmi dați voie o să o reformulez de așa natură încât să înțelegem ce vrea să spună apostolul în locul acesta. Prin această voie am fost sfințiți noi odată pentru totdeauna, odată pentru totdeauna și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos. Sfințirea e perfectă, este odată pentru totdeauna și autorul epistolei spune că asta se întâmplă pentru că Iisus Hristos a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Nu cu sânge de țapi, nici de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat ce? O răscumpărare veșnică. Sângele care a procurat o răscumpărare veșnică, este adus de marele preot în Sfânta Sfintelor înaintea celui preasfânt. Și a fost adus odată pentru totdeauna. Mergem mai departe, Evrei, capitolul 13, versetul 11, citim că Domnul Iisus Hristos a pătimit dincolo de poartă ca să sfințească norodul cu însuși sângele tău și apoi în 10 cu 14 citim așa, ascultați vă rog, sfințirea definitivă, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna
pe cei ce sunt sfințiți. Cum i-a făcut? Desăvârșiți. Sfințirea pe care o avem în Hristos este o sfințire absolută, este o sfințire definitivă. Și vreau să te întreb în dimineața asta, unde vei găsi tu astfel de sfințenie? Unde o vei căuta? În ce cadru? La cine? Scriptura ne spune desăvârșiți pentru totdeauna. Cine-și poate schimba statutul acesta din păcătos în om sfânt? Unde vei găsi o astfel de sfințire? În lege? Prin fapte? În religie? Prin ritual? Nu, Evanghelia ne spune că o astfel de sfințenie definitivă, absolută, se găsește doar în Harul lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Iisus. Prin credință. Ce înseamnă asta? În Scriptură avem definiția credinței condensată într-un singur verset. Există un singur verset care condensează definiția credinței. Evrei, capitolul 11, versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd. Observați, vă rog, că acest text prezintă credința în două dimensiuni. Este o singură realitate, dar o realitate duală, precum moneda aceea care nu are o singură față, ci are două fețe. Credința este o realitate, dar duală. Ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, ne spune că această credință este o încredere despre, o încredere, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Este o încredințare despre și este o încredere în. În sensul ăsta, al încredințării despre, al convingerii despre, reformatorii numeau credința acesta ca fiind notitia și ascensus. Adică cunoașterea Evangheliei, am luat notă de, am înțeles-o, înțelegerea Evangheliei și ascensus în sensul în care sunt de acord, recunosc că Evanghelia este adevărată. Notitia și ascensus. Să o înțelegi și să o accepți că este adevărată. Asta este încredințarea despre. Este a privi realitatea din afară, a o contempla, a afla informația, a înțelege și a accepta că ceea ce mi se spune este adevărat. Dar credința nu este doar încredințare despre, nu este doar o privire din afară a realității pe care o contemplu, ci credința este totodată și o încredere în. O încredere în. Și aspectul acesta al credinței a fost numit de reformatori fiducia, pentru că face trecerea de la ceea ce știu despre adevăr și recunosc că este adevăr, la o predare totală. Dacă încredințarea despre ține de aspectul acesta cognitiv și afectiv, înțeleg și sunt de acord cu, cunosc și recunosc, atunci încrederea în are de-a face cu aspectul practic. Credința înseamnă să te predai lui Dumnezeu. De asta, dragii mei, nu e doar încredințare despre, este și încredere în, pentru că veți auzi unii oameni, și eu cred. Dar adevărata credință nu este doar fața unei monede, așa cum o monedă nu are doar o față și nu poți spune că doar stema este moneda sau doar cealaltă parte este moneda. Nu. La fel ca moneda care are două fețe, adevărata credință trebuie să le aibă pe amândouă și ele se completează una pe alta și în cazul în care lipsește una, o anulează pe cealaltă. Cu alte cuvinte, dacă nu există încredere în, predare în, nu există nici încredințare adevărată despre. Ambele vin împreună și se completează reciproc. Aș vrea să ilustrez cumva lucrul acesta. Să spunem că cineva vine la mine și îmi prezintă scaunul. Nu știu dacă se vede. Îmi prezintă un scaun și începe să-mi vorbească despre scaunul acesta și îmi spune despre el că este solid, că este un scaun bun, că este practic, că a fost făcut de un meșter priceput și așa mai departe, îmi vorbește și îmi transmite informația despre scaunul respectiv și mă uit cu atenție la el, îl contemplu, ascult ce îmi spune, iau notă de ceea ce mi se spune și încep să fiu convins de veridicitatea
a ceea ce mi se comunică despre scaunul respectiv. Sunt de acord că ceea ce spune despre scaun este adevărat. Până aici avem notiția și asensus, adică încredințare despre. Prin urmare, după ce mi s-a comunicat toată informația necesară, am luat notă și sunt de acord cu ce se spune, sunt invitat să mă așez pe scaun. Și în momentul în care mă așez pe scaun, dau dovadă de încredere în, și anume fiducia. Pentru că atunci când ești cu adevărat convins de adevăr, când ești încredințat despre adevărul Evangheliei, când ești încredințat de faptul că doar în Hristos există o sfințire totală și absolută, vii și te încrezi în El cu toată viața ta. Când am fost convins de păcat, când am fost convins de faptul că Hristos este singura mea sfințire, cum spune imnul compus de Charles Wesley, când am fost încredințate de toate acestea, nu-mi rămâne altceva decât să mă încred în. Asta e credința adevărată. E bine, vreau să vă pun următoarea întrebare. Revenind la imaginea cu scaun, mi s-a spus despre scaun, iar eu am luat notă, și spun că sunt de acord cu ce mi se spune despre scaun. Ai bănui că sunt încredințat și convins de tot ce mi s-a spus despre scaunul respectiv, dar în momentul în care mi se spune, ia loc, așează-te. Eu spun, știi ceva, totuși n-aș vrea să risc să fac lucrul ăsta. Întrebarea este, este acea încredințare despre validă? Nu, pentru că este trădată de faptul că nu am curajul să o testez, să testez această convingere așezându-mă pe scaun. Credința autentică, credința prin care suntem sfințiți în Hristos Iisus, nu poate fi doar o încredințare despre. Ea trebuie să fie o încredere în. El e singura am sfințire, vița în care s-a altoit, sunt cu El în părtășie, de păcat sunt mântuit, scria cunoscutul compozitor. Dacă ești tu încredințat de faptul că în Hristos este singura ta sfințire, este o sfințire definitivă la care nu mai poți adăuga nimic, că El este desăvârșirea necesară pentru tine ca să fii compatibil, compatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu, dacă tu ai această încredințare și convingere deplină în ziua de astăzi, fă lucrul acesta, căci adevărata credință nu înseamnă doar să crezi despre, ci adevărata credință înseamnă să te încrezi în adevărul acesta. Și rugăciunea mea fierbinte este să nu plecăm din locul acesta fără această sfințire. Poate că până acum am căutat-o în altă parte. Scriptura ne cheamă săptămâna aceasta să o căutăm în Hristos. Dacă ai trăit până acum crezând că nu este suficient ce a făcut Hristos pentru sfințirea ta. Că ea nu este completă dacă nu mai adaugi și faptele tale și lucrurile tale bune. Atunci trebuie să înțelegi lucrul acesta. Nu poți fi mai sfânt decât deja te-a făcut Dumnezeu în Iisus Hristos. Poți crește în sfințenia vieții și o să vorbim despre lucrul acesta. Dar creșterea în sfințenia vieții nu te face mai sfânt decât deja ai fost făcut de Dumnezeu în Iisus Hristos. Am vorbit despre cadrul sfințirii inițiale, care este Iisus Hristos. Am vorbit despre valoarea sfințirii inițiale. Ea este definitivă, absolută. Și aș vrea să termin mesajul acesta vorbim și despre efectul sfințirii. Dacă în ce privește cadrul ei o numim sfințire pozițională în Hristos Iisus, dacă în ce privește valoarea ei o numim sfințire definitivă prin credință, mai este aspectul acesta și anume faptul că această sfințire are și un efect, ea este dinamică. Ea este dinamică. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că atunci, în momentul în care ai fost pus în Hristos Iisus, El a răscumpărat pentru tine prin moartea, prin jertfa sa, nu doar curățirea păcatelor făcându-te sfânt, dar totodată a răscumpărat pentru tine și potențialul sfințirii
practice, și anume creșterii în sfințenia vieții. Jerry Bridges, în cartea pe care o aveți, cartea aceea albă, care v-a fost dată în mapă, Jerry Bridges spune la un moment dat un lucru foarte interesant, zice: potențialul de a ne împotrivi păcatului ne este asigurat de Dumnezeu. Responsabilitatea de a ne împotrivi este a noastră. Cu alte cuvinte, există o diferență între uniunea noastră cu Hristos și comuniunea noastră cu Hristos. Dar potențialul acesta al sfințirii noastre practice este răscumpărat în momentul în care am fost plasați în Iisus Hristos, când jertfa Lui ni s-a aplicat, pentru că în jertfa Lui au fost răscumpărate pentru noi întreaga dinamică pe care mai târziu o vom folosi în a birui păcatul din viețile noastre. Vă invit să deschideți la Roman capitolul 6. Roman capitolul 6. Observați, vă rog, firul logic al apostolului Pavel aici. Pavel prezintă moartea lui Iisus Hristos pentru păcat ca fiind, în efectul ei, sfințitor, moartea noastră față de păcat. Și trebuie înțeles foarte bine nuanța aceasta. Observați că în primele versete, versetele de la 1 la 9, apostolul Pavel ceea ce face aici este că întărește ideea aceasta a unirii noastre cu Hristos, care este o unire în moartea Lui și o unire în învierea Sa. Pentru că apoi ceea ce spune el este că în unirea aceasta cu Hristos, în moartea și învierea Lui, se produc în noi efecte analog. Adică, spune el, asemănătoare, ăsta e cuvântul pe care îl folosește în textul acesta. O moarte asemănătoare cu a Lui, analog. Iar Pavel continuă și în versetele 10 și 11 adaugă concluzia la această întreagă apologie legat de faptul că sfințirea practică este posibilă numai în virtutea sfințirii inițiale, când am fost scoși din sfera păcatului și așezați în sfera sfințeniei lui Dumnezeu. Și observați, vă rog, versetul 10. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru ce? Pentru păcat. Odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Versetul 11 revine la noi. Aduceți-vă aminte, Hristos a murit pentru păcat. Tot așa și voi socotiți-vă morți față de păcat. Și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. În versetul 10, Hristos a murit pentru păcat. În versetul 11 ne spune: credincioșii mor față de păcat. Moartea lui Hristos răscumpără principiul acesta analog necesar sfințirii practice, adică potențialul acesta cu care El ne înzestrează pentru ca să putem să trăim în sfințenie mai departe. John Murray, un teolog scoțian din secolul trecut, explica această expresie în felul acesta. Pavel folosește un fenomen familiar, și anume evenimentul morții. Când o persoană moare, nu mai este activ în sfera sau domeniul de referință față de care a murit. Practic, ce spune el este că prin sfințirea aceasta inițială, pozițională, în Hristos, desăvârșită, definitivă, ceea ce se întâmplă este că acest credincios este mutat din sfera păcatului de care aparținea odinioară și transferat acum într-o nouă sferă, și anume sfera sfințeniei lui Dumnezeu, în care este chemat să se maturizeze, să trăiască și să crească. Astfel, dar sfințirea inițială, sfințirea aceasta care este pasivă, sfințirea aceasta care este lucrată exclusiv de Dumnezeu în virtutea morții lui Hristos, reprezintă pentru noi fundamentul necesar de mai târziu pentru a trăi sfințenia vieții. Deși este liber, încă rămân în el reminescențe ale vieții celei vechi, de care se eliberează încet și treptat. Sau, schimbăm slide-ul, precum acea pasăre care toată viața ei a fost prinsă într-o colivie, ținută captivă acolo
Și ea n-a învățat niciodată să zboare, nu știe să zboare, dar este eliberată la un moment dat și, deși acum ea este liberă și trăiește într-un alt domeniu, nu mai trăiește în vechiul domeniu care o limita, totuși nu reușește să zboare din prima. Încă țopăie, pentru că asta a făcut toată viața ei. Existența aceasta a ei în noua condiție de pasăre liberă poartă încă efectele vieții vechi, dar curând, foarte curând, încetul cu încetul, va învăța zborul. Da, uneori va încerca să zboare și se va prăbuși, se va ridica din nou, va mai țopăi de câteva ori, va tinde să se întoarcă înapoi la colivie, dar își va spune, nu-i mai bine acum. Și va încerca din nou să zboare. Încetul cu încetul va învăța zborul în cele din urmă. Așa este și omul sfințit. Așa este omul care a fost transplantat din domeniul păcatului în cel al sfințeniei lui Dumnezeu. Vine cu anumite tipare de gândire, vine cu anumite tipare comportamentale, dar pentru că a murit față de sfera veche a existenței sale, totul se stinge încet, încet și păcatul este mortificat, iar progresiv, într-un proces de viață lungă, va învăța și el zborul. Va învăța să trăiască în Hristos Iisus. Aceasta este sfințirea inițială a credinciosului. O lucrare pe care o face exclusiv Dumnezeu în virtutea lui Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt. Søren Kierkegaard, am zis bine? Așa. Un filozof creștin danez din secolul XIX recunoștea și el că sfințirea este în primul rând pasivă, pentru că este ceea ce Dumnezeu face, nu ceea ce omul poate produce. El spune așa, Dumnezeu a creat totul din nimic. Îi spune că e minunat acest lucru și adevărat că este. Dar lucrul mult mai minunat este că El face din păcătoși sfinți. Și asta e cu adevărat minune. Minunea pe care vă chemăm să o îmbrățișăm împreună și față de care să fim tot mai pasionați. Înaintea acestui Dumnezeu tresanctus, cum ne spuneau latinii, de trei ori sfânt, doar sfințiți prin El, prin Iisus Hristos, putem să stăm. Și asta a învățat de fapt Ezechiel, că fără El, fără ca El să-i spună fiul omului, stai în picioare, ar fi rămas pentru totdeauna ca mort la picioarele lui. Iar Iosua a vorbit despre experiența lui Isaia. Același lucru l-a aflat și marele profet, că fără ca Dumnezeu să-l sfințească într-un act unilateral, făcut exclusiv de Dumnezeu față de el, fără ca Dumnezeu să facă lucrul acesta, ultimele lui cuvinte în lumea aceasta ar fi fost, vai de mine și nu iată-mă, trimite-mă. Dragilor, Iosua, voi ați observat că înaintea tronului ceresc al lui Dumnezeu este un altar? Este un altar, ați observat lucrul ăsta? Un altar încins, cu cărbuni aprinși. Dar pentru ce oare? Pentru ce oare? Era un altar al cărui cărbune ardea în așteptarea sângelui, jertfei, care avea să vină într-o zi și să fie turnat acolo. Un altar pregătit din veșnicie, unde sângele sfințirii avea să fie turnat pentru păcătoși. Și când Isaia a fost sfințit de acel cărbune care ardea, el a fost sfințit prin jertfa lui Hristos care lucra în retrospectivă. Acel cărbune care de fapt ardea anticipând acel sânge care avea să vină, avea puterea aceea în anticiparea jertfei lui Hristos să-l atingă și să-l curățească pe profet. Și acea jertfă a venit într-o zi, jertfa aceea prin care suntem sfințiți noi, jertfa aceea prin care azi suntem făcuți compatibili într-un mod desăvârșit cu Dumnezeu, prin care putem să stăm în picioare înaintea Lui. Apostolul Ioan a înțeles atât de bine lucrul acesta. Se afla pe insula Patmos, Apocalipsa, capitolul 1. Și ne spune Scriptura, când l-a văzut pe cel care îi vorbea, la fel ca Ezechiel, la fel ca Isaia, a căzut mort. Dragii mei, Ezechiel,
Isaia au fost profeți, Ioan a fost un apostol drag al Domnului Iisus Hristos, l-au văzut și au căzut ca morți. Oare cum să stăm noi înaintea Lui? Și dintr-o dată, în căderea aceasta a Lui, a simțit o atingere. Și nu era atingerea unui cărbune, pentru că jertfa deja venise. Era atingerea unei mâini. Versetele 17-18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că să viu în vecii vecilor. Era atins de o mână. Oh, și știm noi bine ce lucruri minunate a făcut acea mână. A fost mâna în care într-o zi au ținut coșul cu pâini, care a binecuvântat ce se afla acolo, mâna aceea care, binecuvântând, a hrănit mii de oameni cu doar puțin. Ce minun face mâna aceea! E mâna aceea care i-a luat pe copilaș, i-a pus lângă el și a pus mâna aceea peste ei și i-a binecuvântat. Ce minun! Mâna aceea care a atins racla și a înviat fiul. Ce minun face mâna aceea! Mai mult decât atât, mâna aceea este mâna străpunsă de piroane. Este mâna aceea care, purtând în semnul prețului plătit pentru păcat, pentru ca să tranzacționeze față de mine păcătosul, față de tine păcătosul, o sfințire așa de mare, de care niciunul dintre noi n-am fi fost capabil vreodată. Sfințirea de care aveam nevoie ca să fim mântuiți. Ai fost tu atins, dragul meu, draga mea, de acea mână, care să te facă să stai în picioare înaintea Dumnezeului tău. Ai tu această sfințire în Hristos Iisus, definitivă, care te strămută din domeniul păcatului în domeniul sfințeniei lui Dumnezeu, pentru ca să poți să trăiești pentru El, să crești în El. Sau încă și acum te mai lupți să fii tu sfântul care vrei să fii. Sau cum auzim, să crești în sfințire. Dragul meu, tu nu poți crește în sfințire. Sfințirea o face Dumnezeu. Tu poți să crești în sfințenia vieții. Poți să crești în ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru tine, în Hristos Iisus. Nu poți fi mai sfânt decât te face Dumnezeu. În sfințire nu creștem. Biblia nu ne spune niciodată că noi creștem în sfințire. În sfințenia vieții ne maturizăm. Dar despre asta vom vorbi în a doua sesiune. Sfințenia vieții este procesul acesta de trăire în sfințirea pe care o avem în Hristos Iisus prin credință. Așadar, în dimineața asta, înainte de a merge la masă, aș vrea să te chem să fii încredințat de lucrul acesta. Evanghelia ne spune că singura sfințire este în Iisus Hristos. Este singura ta sfințire. Fii încredințat de lucrul acesta și încrede-te cu toată inima ta în Domnul Iisus Hristos. Amin.